Pompierii militari din cadrul IJSU Barbu Știrbei Călăraș au montat corturile de triaj la Spitalul Județean Călăraș, Spitalul din Oltenița și Lehliu Gară. Luni la ora 12, situația în județul Călăraș era următoarea. 51 de persoane se aflau în autoizolare sau monitorizate la domiciliu, 32 de persoane în carantină și 26 de testări cu rezultat negativ. Pentru a evita răspândirea coronavirusului, avem obligația de a respecta reguli elementare de conduită socială și igienă. Autoritățile fac apel la cetățeni să nu iasă din casă decât dacă este absolut necesar, iar dacă trebuie să o faceți, păstrați o distanță de cel puțin 2 metri față de alte persoane. Încercați să protejați copiii și evitați locurile de joacă.